De ani de zile, salariații din administrația publică locală au fost marginalizați. Aceasta este, pe scurt, povestea salariaților din administrația publică locală. Aproximativ 21 de sindicate din cadrul primăriilor prahovene au intrat astăzi în grevă pentru o jumătate de oră în intervalul orar 10, 10 și jumătate, pentru a trage un semnal de alarmă. Nemulțumirile angajaților însă sunt din ce în ce mai mari. Salariul este de 11 milioane în mână, deci netul. În condițiile în care ai doi copii și știți foarte bine că sunt cerințele foarte mari deci școală, dacă mai vrei și ceva extra. Deci nu poți să faci față cu acest salariu și cam acestea sunt problemele. Legea salarizării unice încă nu s-a dat, nu se aplică. Am decis să intrăm în grevă, sperăm să se rezolve. Deci am tot sperat de ani de zile, de sunt șapte ani de când tot sperăm. Nu știm ce se va soluționa într-un final, dar cert este că nici cu acest salariu nu se poate trăi. În administrație lucrez de 14 ani. Salariul este derizoriu, de mizerie, pot să spun. Deci nu mai putem, nu mai suportăm. Întreținerea a șapte milioane jumate pe ianuarie. Iau un salariu de 1.400 net. Din acest salariu, după cum ne-a povestit Roxana Brânzei, jumătate reprezintă factura la întreținere, iar restul de 700 de lei rămân pentru cheltuiel de hrană sau chiar pentru întreținerea celor doi copii. Angajații însă speră ca prin această grevă să se rezolve întreaga situație. Sperăm să se rezolve, dar că nu, vom continua cu, cu acțiunea de protest. Sperăm să, să obținem anumite beneficii salariale care să ne mulțumească în activitatea pe care o desfășurăm. Spunem noi cu o mare responsabilitate. Problema persistă însă de an de zile. Încă din anul 2010, când a intrat în vigoare legea salarizării unice, iar de atunci salariile sunt plătite la nivelul anului 2009. An de an au fost tăiate toate drepturile respectiv sporurile, tichetele de masă sau primele de vacanță. Mai exact, o secretară este nevoită să facă munca casierei, dar și a agentului agricol, și totul pe un salariu de mizerie. Sunt cei mai prost plătiți la acest moment din să zicem categoria bugetarilor. Acesta este un prim pas stabilit de către Federația Reprezentativă, adică Federația Națională a Salariaților din Administrația Publică, însă se pare că vor ajunge și la greva generală în perioada imediat următoare, dacă pentru toate aceste probleme nu vor exista soluții.